Un subiect. Înainte de a te înscrie într-un program, pe cât am observat că nu toată lumea este afiliată sau comerciant, sigur, ai o motivație, fie că lucrezi în industria de marketing online și vrei să ai un venit în plus, fie că vrei să-ți diversifici în sorul de venit, ar trebui să ai în vedere măcar câteva lucruri. Cui se adresează acest program de afiliere? O parte din programele de afiliere sunt destul de stricte în privința acceptării afiliaților. Industrii precum gambling, sport, vânzări sau business to business își aleg cu grijă afiliații. Dar acest matching ar trebui să fie făcut și de către voi, pentru că website-ul vostru are o anumită audiență. Audiență care ar putea să fie sau nu relevantă pentru acel program. Și vorbesc aici atât despre programe din România, cât și despre programe de afară. În general, în prezentare o să găsiți și exemple din afiliere.com. Dacă acest matching nu este bine făcut, o să irosiți trafic valoros, trimițând oameni către site-urile unde nu se va face conversia și probabil că nici comerciantul nu o să fie foarte fericit de asta. Un alt lucru pe care ar trebui să-l ai în vedere este modalitatea de plată. Cum vrei tu să fii răsplătit? Ce tip de program cauți? Te avantajează un program pay-per-send, pay-per-bid sau pay-per-click? În România, acest program încă nu este foarte popular. Și, sigur, în funcție de industria și traficul pe care îl trimiți, poți beneficia poate mai mult din vânzări sau, dacă lucrezi mai ales în zona de business to business, din lead-uri. Mai departe, sigur că ar trebui să consideri ce comisioane sunt plătite pentru efortul tău, pentru traficul pe care îl trimiți și pentru vânzările pe care le închizi. Dacă găsești un program care plătește, să spunem, 30%, iar altul care plătește 10%, probabil că ar fi nepotrivit să alegi pe cel care se plătește mai puțin. Dar, nu în ultimul rând, poate ar fi bine să le consideri pe toate într-o analiză atentă și, dacă apar neclarități, să-i dai un mail celui care se ocupă de program. Fiind și pe partea comerciantului în România, am constatat că foarte puțini afiliați apelează la sfaturi, la, nu știu, adresează foarte puține între voi, pur și simplu consideră că nu au parte de suport. Nu este adevărat. E suficient să ne scrii și putem să le creăm, nu știu, și bannere speciale, dacă am nevoie. Și intrăm în pâine. Vorbim despre o primă abordare, despre vechiul și cunoscutul Search Engine Marketing, reprezentat prin atât prin zona de SEO, zona organică, unde știm cu toții că pe poziții bune ne așteptăm la rate de click de 30%, 40%, 50% chiar. Dar nu trebuie să ignorăm nici AdWords-ul, unde cu campanii bune putem avea chiar și 20% rate de click. Aici avem un exemplu cu un afiliat din România care își face treaba. E prezent pe locul 3, în organic. E vorba despre industria de pește. Dacă vorbim despre search engine marketing, totuși nu ar trebui să ignorăm și campanii precum Facebook-ul Hyperclip sau din zona locală, Neogen de Hyperclip.
aici aveți câteva exemple. Sigur, sunt un pic diferite față de abordarea AdWords, pentru că aveți la dispoziție criterii de targetare demografică. Dacă aveți un produs pentru femei, să spunem, pentru anumite vârstă, mediile sociale sunt foarte potrivite pentru masă de targetare. Atenție, sunt restricții la anumite programe de afiliere impuse de comercianți. Aici avem un screenshot de la un program local, unde comerciantul a impus niște reguli, nu mai voie să participe pe tot anumite produse de ei. Dacă îi spui, se constituie să anuleze comercialul sau altfel cu neplăcută. Câteva recomandări SEO, pentru că o bună parte din cei care se ocupă de afiliere și delegați de campanii SEO ajung la un punct în care sunt relativ bine poziționați, dar vor mai mult. Am venit discutând despre campania de LinkedIn pe care le puteți derula. Și aici aveți un screenshot cu piața de link-uri, cu un instrument tot de trafic, cum vreau, o inițiativă pe care o menționez și o susțin. Nu trebuie să vă faceți griji foarte mari în privința cursurilor pe care le implică o astfel de campanie. Aveți aici un screenshot, un exemplu, poți cumpăra link-uri, chiar zic, un euro, poți cumpăra link-uri, chestiuri de când eu mai zic, și de link-uri, o chestiune, dar e 800 de euro. După cum vezi, am sortat lista în ordine inversă. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să mă întrebi pe tot. Păi asta, cum adică un comerciant poate, sau bine, un blogger, precum, practic, precum piticul să ceară 800 de euro pe un mic? Ceea ce e liberă, dacă te da. Poate să primești și oferta, da? La anumite prețuri, poate nu. Da. Nu vreau să vă dau nimic, că trebuie să ia la masă. Ceea ce liberi se formează singură și poate ați observat pe piața de link-uri, de trafic, o bună parte din link-uri sunt la valoare rezonabile, adică până la 20 de euro pe lună. Mai am întrebare. Te rog. Care poate fi mai interesantă pentru public. Văd că adesea, intrând în lista asta și ce oștept, intrând după diverse criterii, am văzut că prețul pentru un link, pentru un articol, da, care conține un link, este mai mic decât prețul pentru un link cumpărat pe o perioadă de un an de zile chiar. Sau chiar și mai puțin, pe 6 luni. Cum? Care e? E bine așa, adică e normal să fie prețul unui link sau un articol sau un articol cu tot un link mai mic decât... Eu cred că cele sunt relativ diferite ca beneficii, dar într-o campanie consistentă ar trebui să le ai în vedere amândouă. Adică să ai un buget atât pentru cumpărare de articole consolidate, articole în care să creezi contextul potrivit pentru acel link, dar de ce nu să profiți de ofertele unde de site-uri valoroase și prețul foarte corect. Sigur, pe contextul și poți să ai situații în care ești tentat să cumperi pe un site de sport, plănind către opinii medicale. Și în situația asta aproape că nu o să fii plătit pentru cumperi dacă tot nu ești strategia, dar ca variații de link-uri poți să intruge pe ceva. Cam mai spus, Sărăt? Da, mulțumesc! Era mai multă întrebare la care, în contextul care răspund, se înțeleagă eu public. Nu știu ce vreau. Ați o versiune vizuală de chestia asta? Așteptăm ca o zi.
mergem un pic mai departe, o alternativă la piața de linguri, mai este oferită de furnizării pe fără bloc, care intermediază tranzacții cu blogurile din România. Aici, în timp, nu se vede foarte clar, dar cu prezentatorul ține trei oferte. Oferte care sunt la prețuri rezonabile, 5, 7, 8 euro, 10 euro. Deci acest preț este pentru cumpărarea unui articol pe un blog. Ok, mergem mai departe cu recomandările SEO și AdWords. Și m-am gândit ca și bine să construim instrumente care să vă ajute în derularea acestor campanii, chiar și la început când vă faceți planul. Instrumente de bază Google Trends, Google AdWords Keyword Tool, instrumente prin care obțineți modul în care se fac căutările și sezonalitatea și astfel te poți ghida în nișa pe care o promovezi. Dacă ești, nu știu, la început, dar în ianuarie, februarie, martie, e posibil ca să fie o perioadă bună să te pregătești pentru promovarea unor articole și să vorbim de la vară. Nu uitați că o campanie SEO are nevoie de măcar 2-3 luni pentru a își arăta valoarea. Ca și tool-uri generale, un instrument important vine de la Traffic, se găsește în secțiunea tool, se numește statistici.cheie. Și aici aveți un screenshot care este prezentat cuvântul parchet și derivat al acestui cuvânt. Vedeți cum s-au făcut căutările. Și un instrument care a fost lansat recent de către noi, AdWords Monitor. Câteva lucruri despre acest instrument, care, apropo, este oferit gratuit în această perioadă, că încă în beta. Indexează comercianții care au campanie AdWords, pe scurt. Și acum, la această dată are aproape 10.000 de domenii indexate, 10.000 de comercianți care își fac campanie Google AdWords. Foarte frumos. Deci tool-ul ăsta este extraordinar. Și haideți să vedem ce mai face tool-ul ăsta. Pe lângă faptul că știe cine își face campanie Google AdWords în România, mai știe și pe ce cuvinte cheie își face campanie în sfârșit. Avem aici un exemplu cu parola 45. Pentru care s-au indexat 520 de cuvinte cheie și aveți 30 câteva exemple. Oferte litoral, litoral Bulgaria. Nu numai că știm o parte din aceste cuvinte cheie, dar știm și cât de agresiv a fost campania. Poziția medie pe Google AdWords a fost 1,4. Iar Ministerul de Turism, ca și pe 1,4, pare că ar trebui să ai un buget consistent din ei. Și avem și posibilitatea de a vedea anunțurile care există în Google. Astfel încât putem studia trendul pe care a ofertat și ce a ofertat. Mai departe, putem avea informații despre toate indicele sau concurența unui anumit site. De exemplu, pentru cuvântul cheie Termofan, vedem toți cei care și-au făcut campanie AdWords în ultimele 6 luni aici. Și îi vedem și pe cei care au fost consistenți în campanie. De exemplu, Forest a avut mult mai multe apariții în Google AdWords decât mulți dintre concurenții săi. Și un ultim detaliu, iată site-urile care am început AdWords aseară. Orbital Solution, l-am indexat la ora 9.25 aseară cu primul anunț în Google AdWords, România.
Ok. Aceste instrumente vă oferă informații despre cum se mișcă bucăleatul, vedeți trenduri pe care le pot, le puteți... Ești de la securitate? Te rog. Ești de la securitate? Știi prea multe chestii. E un tool care e public și informații publice. Doar trebuie să ținem minte și putem să ne uităm în trecut. Am și o întrebare, dar dacă astea, de unde le aduci? Din Google. De unde din Google? Cum din Google? Când faci o căutare pentru litoral Grecia, o să se apară și reclama cu pară la 45, da? Și alte 7-8-10 agenții. Le reținem pe toate și știm pentru ce chior și-au făcut reclamă și care a fost reclamă la fiecare. Și cum mă invitează, nu? Pare la 45. Agenția are. Și avem o echipă mare care difează, da. Nu, este automatizat, nu înțeleg. Să te explici un pic mai mult la primul ăsta, chiar suntem ușor curioși. Bine, de curiozitate generală. Cum ajungi tu să parsezi volumuna mare de informații? Da, avem indexate undeva la 1.100.000 de cuvinte de cheie, majoritatea sunt românești. Și, și de câte ori le faci refresh? Refresh se face automat în funcție de frecvența cu care sunt folosite anumite pentru cuvântul cheie respectiv. De exemplu, dacă pentru cuvântul, nu știu, whiteboard am 3 anunțuri, iar pentru literale Grecia am 10 anunțuri. O să caut mai frecvent literale Grecia pentru că e o piață mai dinamică și e mult mai probabil să apară jucători noi. Jucători de care vreau să știu repede și... Și tu precizezi care e frecvența? Precizezi pe nou? Nu, nu, nu. Ar fi imposibil la un milion de cuvinte cheie, mai ales că acele cuvinte cheie se indexează, se prioritizează automat. Și dicționarul se creează singur. Dicționarul a fost pornit de la 100 de cuvinte cheie și apoi a evoluat singur și a ajuns la 1 milion. Și ne crește. Și cum se formează dicționarul? Dicționarul se formează cu expresii românești valide. Plus un algoritm extrem de complex care are la bază la cerii. Plus foarte multe filtre ca să dăm afară din dicționar cuvinte în engleză, expresii care nu sunt tocmai folosite în Google-ul în România. Sigur, mai sunt și scăpări, dar o bună parte din dicționar, din aceste milioane de cuvinte, sunt folosite. Noi estimăm că sunt folosite în mod activ cel puțin 20%. Dacă mai sunt întrebări, Mănânt, sau... Deci eram aici cu Vlad și ne gândeam cât de tare e tool-ul ăsta pe care tu l-ai prezentat acum, adică poți să iei o nișă sau un segment, e ideal Vlad, dar e o idee foarte bună, și poți să faci o analiză SWOT perfectă la nivel de cât bani se poate câștiga, care sunt beneficiile, care sunt beneficiile spațiile evidențe, care extraordinar de bine și aproape complet pe nișa respectivă, e un tool extraordinar. Când o să iasă business as a service tool-ul ăsta sau e disponibil sau cum ajungem la el? Îl pregătim acum în teste pentru un abonament lunar în care să oferim mai multe funcționalități. Deocamdată poți să faci căutări în el și of charge. Nu poți să faci foarte multe căutări pe minut, dar poți totuși să primești informațiile de care ai nevoie. Cum spuneai și tu, ce poți să studiezi industrie cum ar fi construcții, turism, aici am dat un exemplu banal cu un chior, termofan. Și am văzut care sunt jucători și pot să... Nu e așa banal. Nu e, la ce concurență e, nu e, sigur. Cam câte resurse îți mănâncă? Sunt câteva servere cu să le avutai. Bine. Și multă lățime de bani. O să... Următorul nivel este să indexăm și informații din site-urile care sunt aici. Să vedem lucruri precum optimizare de landing page, după anumite keyword-uri și chestii pe care mai putem automatiza. Tool-ul e numai pentru România? Tool-ul deocamdată e mai pentru România, da. În tool nu sunt încă date despre costurile pe click.
putem să le scoatem din Google AdWords, însă, după cum știți cei care fac campanii AdWords, acele cifre pe care le dă AdWords pentru anumite cuvinte cheie pot fi foarte înșelătoare. Adică poți să vezi acolo că te costă doar 5 cenți pentru un anumit keyword și când începi campania sub 30-35 de cenți în aia o poziție ok. Ok. Mergem mai departe. Și ajungem la primul capitol de sfaturi și de abordări pentru creșterea de venituri din affiliate marketing. Și anume o abordare care în România nu este foarte frecventă, este oarecum la început. Se numește product comparison, este practic un tool pe care în mod indirect îl folosește fiecare user care compară produse și compară prețuri. Am căutat ofertă web coaching în Anglia și ce-am găsit? Am găsit un AdWords, două poziții cu top 10 web hosting și best 10 web hosting, ok. Practic site-ul care îmi arată mie, îmi fac un top și mi arată o listă de funcționalități pe care vreau să le compar. Și au făcut treaba și alte afiliații, iar te prezint aici în rezultatul organic pe primul loc. Haideți să vedem unde ne duc aceste link-uri. Ne duc pe un site unde vedem rating-uri, vedem prețuri, vedem detalii despre serviciu. După părerea mea, ar trebui ca acest landing page să convertească mult mai bine decât un landing page în care prezentam un singur serviciu și, bineînțeles, pe aceste două poziții o să regăsiți link-uri de afiliere. Practic, acest site câștigă mai departe din vânzarea produselor respective, omul a ieșit la cumpărături, se uită pe oferte și rămân cookie-urile în calculator, cookie-urile acestui afiliat. El o să facă bani. Astăzi sau în câteva zile. Dacă aveți întrebări cu privire la abordări, vă rog. Bun. Haideți să mergem... Ce e bine să incluzi într-o pagină din asta? Într-o asemenea pagină, ce e bine să incluzi? Într-o asemenea pagină ar fi bine să incluzi cam tot ce poți spune despre compania respectivă ca și criterii obiective, dar... pentru că vrei să scoți în evidență una sau două sau nu știu, mai multe companii care sunt în programe de afiliere, probabil că o să inclui și criterii subiective ca să le ridici în liste, să fie în top și să aibă parte de o dată mai bună de click. Ok. Mai departe. Product vouchers. O tehnică la început în România, foarte folosită afară. Am căutat web hosting vouchers toată Marea Britanie. Iată ce am găsit pe primele două poziții site-uri care îmi oferă vouchere, care îmi oferă reduceri instant la cumpărarea de web hosting. Haideți să vedem cum arată ele. Am ajuns pe un site în care am un buton mare și spune vezi voucher-ul, când o să dau click aici să iau un cookie de afiliere și acest site o să facă bani cu mine, dacă o să încheie vânzarea. Dar nu găsesc numai voucher-ul pe acest site, mai găsesc informații despre produsele respective și dacă tot am pornit la shopping, îmi oferă și sugestii cu privire la alte industrie. Poate vreau să cumpăr flori, accesorii de calculator și așa mai departe. Îmi oferă voucher-ul pentru toate. Sigur, ca să pui la punctul nostru de serviciu, trebuie să ai și o piață în care comercianți să-ți ofere vouchere și dacă se poate, să-ți le ofere automat. Ceea ce încă nu se întâmplă în România. Sau nu se întâmplă măcar automat. Ok. Mergem mai departe. Să ajungem la partea cea mai interesantă a prezentării. Cea în care vreau să vă spun
Este o campanie pe care am derulat-o, o campanie în doi pași, Two Step am numit-o, o campanie de generare de bază de date și apoi combinată cu email marketing. Haideți să vedem cum a pornit. Am derulat multe campanii pe PC, aici este un exemplu de campanie pe Facebook. Din campania pe Facebook am dus trafic într-un landing page în care, datorită produsului, prezentam un ghid pentru slăbire, un ghid scris de un medic nutriționist, pe care îl ofeream gratuit. Practic se realizează un schimb de valori. În acest landing page ofer ceva important pentru utilizator, ofer acest ghid, dar care este relativ gratuit pentru mine. Pentru mine nu are o valoare foarte mare, însă primesc la schimb ceva valoros pentru mine, adică e-mailul lui, lucru pe care nu-l costă nimic. Haideți să vedem cum s-a derulat campania asta. Deci, odată traficul pleca din Facebook, ajungea la noi în landing page, se înscria la ghid. Cu strategia asta am generat în două luni aproape 18.000 de înscrieri în bază de date. Înscrieri care au fost realizate cu acordul lor. Deci, practic, nici nu se pune problema de spam, e vorba de permission marketing. Și, sigur, am derulat comunicări prin e-mail, o ofertă cu prezentări de produs relevante, adică tot pe această linie. Mare și poție, le poți spune cumva ce rată de conversie a avut pe campania asta pe Facebook? Ce eventual, dacă poți spune și ce CTR a avut pe adun în medie, așa? Mă interesează pur și simplu statistic. CTR-ul a fost de peste 0,1%, adică bun. Da, știu care e bun. Da, ai un tip. Bun, da. Și conversia a fost de peste 25%. După permission marketing, după ce ai dat email? Conversia din, total, din Facebook în scrie. Pentru că mai aveai și bonus, nu puteai să convertezi tot. Nu, e ok, da. Deci 25% din ei au completat formularul, nu? Da. Practic, la 4 oameni veniți din acest mediu, din campania TPC, fie că era Facebook, fie că era Google, pentru că a fost și pe Google, noi primeam un subscriber în bază de date. Și cu acei subscriber, cum spuneam, ne-am desfășurat mai departe și am generat vânzări pentru produs. Scuze, mai vreau să ne trecem mai departe și să subliniez un pic faptul că pentru a face canvassing de adrese de e-mail, practic, de a aduna cât mai multe lead-uri, clienți potențial pentru business-ul tău, e bună ca tehnică de a da ceva, un ghid, a construi un ghid gratuit de-a. Adică să vorbim și un pic despre asta, știi? Pentru că e o chestie extrem de utilă și ajută la creșterea ratei de conversie. De acord, și finalul, este un sistem prin care tu timp încălzești prospectul, îi dai mai multe informații despre, nu numai despre produs, dar și despre beneficii generale. Poți să discuți despre temerile lui, despre modul în care poate cumpăra un astfel de produs, să îi arăți cât de ușor poate ajunge la rezultatele pe care și le dorește. Și este un efort minim, după părerea mea, pe care îl poate face orice afiliat, să compui cu ajutorul unui specialist, chiar și prieten, un ghid de, nu știu, 15-20 de pagini, nu cred că e o povară, și construirea unui landing page de două pagini, iarăși nu este o problemă în care se desfășoară mai mult de 3-4 zile. Am și o întrebare. Câte variante ai făcut la pagina respectivă? Am testat câteva, dar am făcut split testing ca să vedem care are rata mai multă conversie. Bineînțeles. Am testat, în primul rând, formularul și butonul de acțiune. Și am crescut conversia cam cu 30% în teste. N-am testat foarte mult, dar am avut măcar două variante. Și am ajuns la un punct în care am fost mulțumit de costul pe lead, costul pe e-mail. Și la punctul ăla ne-am oprit și ne-am concentrat pe alte costuri.
Ok. Dacă sunt întrebări aici la acest studiu de caz. Care a fost returnul? Returnul a fost cel de aici, de jos. Cifre mai exact? Uite, o să vezi că acest grafic are vârfuri de 250, cred că sunt convexe. Convexii acestea sunt convexii parțiale la vânzarea de produs, adică mai departe noi avem un pat și de acolo facem vânzarea, nu sunt vânzări efective. Dar de aici un proces mai au și cumpărat. În conversiile astea. Mă interesa dacă ansamblu, numai faptul că faci bază de date este un lucru bun, dacă mai faci și vânzări e extraordinar. Dacă vrei să fie profitabil tot ciclul ăsta pe termen scurt, nu o să fie niciodată profit pe două zile. Pentru că această bază de date lucrează, poți să comunici un an de zile pe ea. N-o să scoți banii pe investiție la primul mail și să nu te aștepți ca un mail cu o super ofertă, gata, să... Nu, clar, investiția trebuie făcută permanent și trebuie folosit un mix de arme de marketing, nu numai ăsta. Asta e doar o parte, evident. Corect, și până la urmă, când îți pregătești o ofertă de sezon, ai 18.000 între timp, anul trecut de 30.000, de oameni care sunt interesați de această nișă și... Ai și acceptul lor să le trimiți informații. Nu faci spam și ai acceptul lor, de acord. Ok. Să vă spun câte ceva și despre mine. Am experiență de marketing online de la multe industrii, de la turism la servicii business și medicină privată. Am activat să activez în programe de afiliere în România și internaționale și în România sunt și merchant și am experiență de peste 400.000 bugete gestionate Google AdWords, sunt certificat Google AdWords și nu în ultimul rând membru fondator și președinte la Asociația de Search Engine Marketing. Și vă mulțumesc pentru atenție.